Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, mă bucur să ne reauzim aici pe frecvențele Europa FM. Dacă e joi, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre ce se mai întâmplă prin școlile din România. Acum nici nu știu cu ce să încep. Speram să vin și tot îmi propun de ceva vreme cu niște câteva vești bune, dar uite că nu mai apuc. Uite, mai de un auz la Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron. Un elev și-a bătut unul dintre colegi, l-a băgat cu capul în closet și l-a obligat să meargă în genunchi până în sala de clasă. În altă parte a țării, un profesor de informatică a fost trimis în judecată după ce s-a aflat că a întreținut relații sexuale cu una dintre elevele sale în vârstă de 16 ani. Mă rog, pare că a fost trimis în judecată după vreo 4 luni. Ca și cum n-ar fi fost nicio grabă. Probleme și în paradis, adică în paradisul reformelor de la Ministerul Educației, unde, din câte am aflat până acum, doamna ministru Ligia Deca i-a retras unele atribuții secretarului de stat Florian Alexandru. Domnul în cauză, sigur că s-a plâns partidului care l-a numit acolo, iar partidul i-a transmis doamnei ministru că îi va cere demisia dacă, iată, nu îl repune în funcție sau nu îi redă atribuțiile pe care le-a avut până atunci. Pare că, din ce am aflat astăzi cel puțin, lucrul ăsta s-a și întâmplat într-o anumită măsură. Mă rog, una peste alta, după cum observați, n-ai timp să te plictisești în sistemul nostru de învățământ, nici să vrei. Dincolo de toată nebunia asta, plutesc așa în eter niște legi ale educației despre care încă nu știm foarte multe lucruri, pentru că au apărut în spațiu public pe surse. Nu sunt asumate încă oficial de către Ministerul Educației. Deși sperăm că, așa cum pare că au anunțat astăzi, ar trebui să fie prezentată undeva spre sfârșitul lunii februarie și să ajungă finalmente în dezbaterea Parlamentului. Vă propun în minutele următoare o analiză a temelor importante care rezultă din aceste proiecte de lege de care aminteam mai devreme. Partenera mea de dialog în această seară este doamna Daniela Vișoianu, care a urmărit cu atenție toate propunerile de reformă din ultimii ani și ne poate lămuri cam cum ar trebui să arate configurația acestor măsuri de reformă. Bună seara, doamna Vișoianu! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Doamna Vișoianu, suntem martorii unor tensiuni, a unor convulsii care, iată, afectează sistemul nostru de învățământ și care par a ilustra, nu știu cum să-i spun altfel, o lipsă de viziune, de voință politică de a schimba niște lucruri în educația din România. Și aș vrea să vă întreb, înainte de a procede la proiectele de lege propriu-zise, ce mai înseamnă educația în România anului 2023? Mai reprezintă ea o cale spre ascensiunea socială, așa cum de altminteri am fost noi obișnuiți? Noi am crescut cu ideea asta, că da, ai carte, ai parte. Mai avem parte, doamna Vișoianu? Acum, pentru de dragul ascultătorilor, poate învățăm cu toții ceva în seara aceasta. Vorba aceasta cu ai carte, ai parte, provine din Ardeal și se referă la cartea funciară. Absolut. Care se referă la faptul că aveai o proprietate imobiliară. Dar am crescut cu vorba asta, comunismul ne-a înfipt-o bine în minte și era repetată și scrisă așa pe zidurile claselor, școlilor. Și da, educația poate fi o cale de mobilitate socială verticală. Există studii, e un domn Becker care a luat un premiu Nobel pentru economie, care ne demonstrează cu niște formule matematice că față de familia de origine putem să creștem o treaptă, da, până la un nivel, o clasă socială superioară, să zicem, în măsura în care moștenim o inteligență satisfăcătoare și întâlnim un mediu de învățare bun. Mai multe, discuție un pic mai complicată, dar o simplificăm de dragul eficienței și a timpului. Avem două elemente importante. Ce moștenim sau ce avem în familia de origine și cum e mediul de învățare sau mediul social în care ne petrecem primii ani din viață, de unde și importanța educației timpurii, cum sunt adulții cu care interacționăm și față de care suntem expuși și dacă acești adulți, în speță profesorii, că la ei mă uit, sunt diferiți față de părinții noștri, în așa fel încât să fim expuși la alte modele și la alte tipuri de comportament. Educația se rezumă oriunde în lume la ora aceasta la ce comportamente, le spunem competențe, da, există un grad de suprapunere mare, la ce comportamente sunt dezirabile, la ce comportamente dobândim ca să avem ce? O viață de calitate și o societate ideal cât mai solidară, adică cu membrii care sunt cât mai solidari între ei, se pot susține unii pe ceilalți.
Mie mi se pare foarte importantă precizarea asta. Știți de ce? Că aveam senzația la un moment dat că noi nu mai știm ce vrem de la educație. Citam zilele trecute de pildă că am vorbit despre Mica Unire, despre ce a mai făcut CUZA și vă amintiți cu siguranță legea instrucțiunii publicată în Monitor Oficial pe 5 decembrie 1864 și imediat după CUZA a spus foarte, foarte eficient, foarte simplu. Ce vrem noi de la școală? Vrem să producă niște economiști buni, niște profesori, niște avocați, niște comercianți. Omul a știa la 1864 exact ce vrea de la școală. Și aveam senzația, mă rog, cel puțin în ultimii ani, că nu mai știm foarte exact. Provocarea vine de la dematerializarea meseriilor, în sensul în care acum 100 de ani, 90% din populație lucra ca să producă de mâncare. Adică majoritatea populației erau foarte puțini cei privilegiați care nu munceau pentru ceea ce aveau în farfurie, ca să spun. Bun. Muncile sunt acum foarte puțin concrete. Mulți părinți, dacă sunt întrebați de copiii lor ce face exact la serviciu, au dificultăți în a explica ceea ce fac. Da? Bun. De aici și dificultatea de a spune ce vrem de la copiii noștri sau cum desenăm sistemul de educație în așa fel încât ei să fie pregătiți pentru viața, atât timp cât avem foarte puține informații despre cum va arăta viața peste 20 sau 30 de ani, ce dinamică, totul este accelerat. Expunerea la tehnologie, dezvoltarea tehnologică este remarcabilă. Iată, dacă aș fi venit acum 2 luni la emisiune, motorul acela de căutare care ne scrie singur temele, dar n-ar fi fost în conversațiile noastre. În momentul acesta suntem toți conștienți de puterea pe care o are. Deci toate dezvoltările sunt accelerate, dar știm ce vrem în educație. Intuitiv, oricare dintre noi știe. Părinții care valorizează educația vor ca copiilor să nu piardă timpul la școală. În sensul în care, pentru investiția pe care o fac în statul român, părinții care își plătesc taxe, își plătesc contribuțiile, care desfășoară o muncă care este necesară societății, necesară unei companii care produc taxe, produc impozite, produc contribuții, spun așa, am nevoie de un spațiu, de un mediu în care copilul să învețe ceea ce nu poate să învețe de la mine, în care copilul meu să se dezvolte potrivit cu ceea ce îi se potrivește lui, am nevoie de un partener în sistemul de educație, pentru că știți, tentația oricărui părinte este să spună că al meu e cel mai frumos, cel mai deștept. Da, și oricum niciun puțin părinți, să nu spun niciun, dar puțin părinți sunt calificați să fie profesori. Chiar și cei care sunt profesori au dificultăți în a-și învăța proprii copii anumite lucruri. Și atunci e o formă de parteneriat pe care o fac familiile cu statul și mai este ceva. Este o formă de contract social pe care o are guvernul, statul, cu viitorii lui cetățeni. E o investiție care se întâmplă în anii copilăriei, tinereții, care o să genereze dezvoltare în viitor. Și aici e o conversație despre ce se întâmplă în România cu această investiție. Aș vrea să evidențiez termenul ăsta de investiție în viitorul copiilor, pentru că asta este cea mai potrivită formulă. Nu e în viitorul, eu n-aș prive, este o investiție a statului în viitorul țării respective. Că nu e ceva care se investește scoți după aia ulterior. Dar noi avem încă o discuție în România să ne uităm la banii care se duc către educație ca o cheltuială. Noi nu suntem încă la discuția despre a investi în educație, deși avem toate cifrele pe masă. Avem studii absolut consistente în ultimii ani care ne spun că, nu știu, un euro investit în educația timpurie generează 7 mai târziu, să spun. Adică e un randament foarte bun, ar trebui să înțelegem în termeni de business. De ce nu înțelege clasa politică această investiție și randament? Pentru că e foarte departe de ei. Nu este ceva care să-i afecteze în mod direct. Foarte mulți dintre noi, și interesant e că și copiii cresc, avem un mecanism de recompensă. Vrem o recompensă imediată pentru ceea ce facem. Da, și politicienii au înțeles lucrul ăsta cel mai bine. Pe care nu știm să o amânăm, deși fix când amâni recompensa și ai un proiect în care muncești mult din greu, îți folosești toate resursele, simți așa cum ți se întinde mintea provocată de sarcinile noi pe care le primești, de lucrurile pe care trebuie să le înveți accelerat, atunci și satisfacția, recompensa este mai mare. Ideea asta de investiție, să știți că ilustrează și faptul că învățământul este până la urmă un serviciu
serviciu public. Așa cum foarte bine spuneați un pic mai devreme, în definitiv, puțin părinți au și sunt și calificați să le explice noțiuni, nu știu, pe care ar trebui să le învețe copiii la școală. Nu? Probabil că, nu, mergând pe ideea aceea contractului social, odată de mult, toți oamenii de pe lumea asta s-au strâns undeva și au zis așa: domne, noi avem nevoie de niște instituții. Uite cum ar fi sănătatea, da? Eu nu știu să mă operez de apendicită, că nu mă pricep. Și atunci formăm medici, construim spitale, etc. Nu știu arte marțiale, nu știu să mă apăr de infractori. Facem, domne, acolo o poliție, o jandarmerie, care să facă treaba asta în locul nostru. O armată, iată, că sunt niște timpuri foarte complicate. Exact. Și uite așa și cu educația. Domne, eu nu știu, poate nu știu, eu sunt tractorist. Da, și atât am putut, dar am 2-3 copii pe care o instituție a statului aș vrea să ia și să le ofere educația de care au nevoie. Așa cum ai fost tu atent la cuvântul investiție, sunt eu atentă la cuvântul instituție, pentru că aceasta este o altă discuție pe care nu avem în România. Într-un fel, copiii sunt instituționalizați în sistemul de educație, sunt predați unei instituții și e acolo o cedare de drepturi, în sensul în care grija pe care o are părintele față de copii este transferată celui care instituționalizează copilul. Da? Și noi avem în România o întârziere așa, în modul în care respectăm drepturile copiilor mai presus de drepturile, nu știu, părinților asupra lor, de exemplu. Și cum le respectăm aceste drepturi, inclusiv în educație, în zona aceasta de educație inclusivă sau educația copiilor cu cerințe educaționale speciale, există în continuare forme foarte subtile de abuz, în sensul în care recomandarea specialiștilor poate să fie pentru o integrare în învățământul de masă, de exemplu, și părinții spun: nu, eu vreau la școala specială, sau o recomandare pentru o învățare într-un sistem special și părinții spun: nu, cu orice preț eu vreau educație în sistemul de masă, în sistemul tradițional de masă. Deci de fiecare dată avem un echilibru foarte delicat în ceea ce privește copiii, între ce vrea sistemul de educație, să spun furnizorul de educație, ce vrea familia, și e multă diplomație și multă atenție la lege și la rigoarea legii când le respectăm drepturile. Și o să mă întorc la cazul de bullying, pentru că și tu ai vrut să vorbim. Noi avem această escaladare pur și simplu a disciplinei care se întâmplă în școală, pentru că am tolerat ani de zile micile abuzuri până au devenit foarte grave. Toate statele care țin cât de cât fenomenul în frâu, și am văzut astăzi o sentință, cred că din Franța, cu copii care au determinat prin hărțuire sinuciderea unui altui copil de 12 ani, o decizie care creează un precedent și pentru care s-a stabilit că există răspundere juridică. Dar statele care fac deja lucruri în zona aceasta spun că trebuie aduse în educație reguli care presupun zero toleranță la hărțuire și abuz din clasele cele mai mici, de la gluma cea mai nevinovată. Când am o glumă referitoare la etnia cuiva sau la culoarea părului sau la culoarea ochilor sau la numărul de kilograme sau la orice, trebuie foarte de devreme să înțelegem în ce fel aceste lucruri nu pot fi permise, nu pot fi acceptate, nu sunt dezirabile în spațiu educațional. Sigur, o să ne uităm la care este influența familiilor. Ce vedem acum în școli este efectul a ceea ce n-am făcut în ultimii 20 de ani, sigur, nu doar în sistemul de educație, în ansamblu, în societate. Categoric. Pentru că și liderii noștri iluminați ne transmit tipul acesta de semnale. E foarte adevărat, dar să știți că sunt foarte multe voci, și o spun cu tristețe, inclusiv în rândul profesorilor, care spun așa, nu că n-ar înțelege rațiunile pe care le aminteați mai devreme, dar spun: domnule, nu e treaba noastră. Mm-hmm. Noi la școală predăm matematică, română, fizică, istorie, geografie, etc. Mm-hmm. Educația, în schimb, e treaba părinților. Mm-hmm. Și uităm în momentul ăla că sistemul de învățământ e un serviciu public, de aia i-am angajat pe acești oameni. Eu aș fi cumva poate înțelegătoare cu acest tip de reacție într-o oarecare măsură, o să o lămuresc imediat și măsura, dacă profesorii ar fi impecabili din punct de vedere al comportamentului lor. Dacă profesorii ar intra la oră cu un minut mai devreme. Toți. Dacă profesorii și-ar ține toți orele conform orarului. Dacă nu ar avea directorii 7 atacuri de panică și de criză toamna, atunci când profesorii spun: eu nu pot să vin 5 zile la școală. Mie să-mi pui orele doar în 3 zile pe săptămână.
că vin de nu știu unde, dă și a, mie să nu-mi pui niciodată ore de la 7:30 sau de la 8 dimineață, că n-ajung. Eu am nevoie să-mi pui orele de la 9. Deci, și aici schimb un pic discuția către direcția pe care o ia legislația din România și, în general, reglementarea din educația din România. Avem o trecere foarte interesantă, nu știu cum să o spun, să fiu foarte practică, ușor de înțeles. Pare că reglementăm mai degrabă pentru furnizorii de educație decât pentru beneficiarii de educație. Este într-o paralelă că toți suntem acum atenți la facturile de la energie electrică sau la criza de pe piața de energie. Când construim legi în favoarea producătorilor și furnizorilor de energie, nu în favoarea consumatorilor de energie, care la finalul tot întregului proces sunt cei care plătesc și susțin întregul sistem energetic. Dacă pe consumator se descarcă toată sarcina și toată presiunea. Ei, similar facem acest lucru la educație. Ne uităm la care este interesul unității de învățământ sau care este interesul instituției de învățământ universității, a angajaților, da, începem cu angajații care sunt adulți în acest sistem, drepturile lor și cum le conservăm aceste privilegii, dar nu reglementăm în o școală în interesul beneficiarului direct, da, copiii, adică. Ori în mod clar, beneficiarul direct, în cazul de în felul acesta, are nevoie de, în primul rând, să fie într-o formă fizică și mentală bună la școală. Deci, noi avem această conversație despre abandonul școlar, ne-am săturat să auzim despre copii care realmente sunt flămânzi la școală și n-au cum să înțeleagă la matematică. Dacă li s-ar explica la matematică, între timp nu mai avem nici profesor de matematică, deci s-a rezolvat și problema asta în ultimii 20 de ani. Dar avem discuția aceasta despre condiția lor socială și despre condiția lor emoțională, că vin poate din medii tensionate, tot felul de abuzuri în familie pe care le aduc cu ei la școală, pe care poate ulterior le răbufnesc la școală. Și avem abandon școlar și ne uităm pe raportările de unde? Din Republica Moldova de zilele trecute, unde avem o părăsire a școlii de 0,57%, nu știu cât. Sunt 224 de elevi care ar trebui să fie la școală și nu sunt la școală și pe care autoritățile din Republica Moldova îi cunosc cu nume și prenume și care este cauza de părăsire timpurie a școlii pentru fiecare dintre ei. Asta mi-aduce aminte de acum 2 ani, erau zăpezi foarte mari în Republica Moldova și raportările zilnice erau 13 copii din comuna, nu știu care, nu au ajuns astăzi la școală pentru că microbuzul s-a defectat sau alte lucruri. Deci tipul acesta de atenție se vede în gesturile cele mai mici. Ori noi n-avem atenți copiii pentru România, din păcate, și e foarte, foarte dureros și o să mă întorc imediat și la profesori, sunt niște numere. Eu un citat mai vechi, sunt numerele care fac catedre. Da, din nefericire. Simțeam nevoia să vă spun, pentru cei care ne ascultă în momentul de față, că dacă astea sunt statisticile privind abandonul școlar în Republica Moldova, cât 0,5%, la noi sunt 15%, da? Și iar chiar emisiunea de săptămâna trecută a fost dedicată unei conversații pe bănuții care ar trebui să ajungă în școli pentru a limita cumva acest fenomen. Da, e o discuție despre capacitate. Marea problemă a României în ultimii ani este implementarea. Orice ar veni ca proiect, ca intenție, ca am interacționat cu cei din Direcția Comisiei Europene care se ocupă de zona aceasta de educație, de ocupare, erau pur și simplu disperați, în sensul în care spuneau, noi nu înțelegem cum nu putem să mișcăm lucrurile în zona aceasta a părăsirii timpurii a școlii. De aceea s-a și construit mecanismul de mate, de aceea există și PNRAS, adică vor exista bani și în celălalt program operațional pentru educație și ocupare. Deci pentru ei există câteva blank spot, așa, pete negre, găuri negre, nu înțeleg cum nu reușim să ne numărăm elevii și să-i aducem la școală și nu realizăm un progres semnificativ în zona aceasta. Nu înțeleg cum nu putem să avem o evidență între ce tip de școală face un copil și în ce tip de muncă ajunge, ce trasabilitate au, în așa fel încât să adecvăm mai bine specializările, profilurile din universitar, de exemplu, sau din liceele tehnologice, în acord cu ceea ce cer angajatorii. Deci, pentru... Și există deschidere și la autoritățile române deseori există întâlnire pentru a se concretiza programe. Deci sunt aduși cum ar fi pe hârtie bani în România pentru lucrurile astea, dar în ceea ce privește implementarea nu reușim și nu reușim în principal pentru că nu ne pasă.
Ajutați-mă să înțeleg, nu ne pasă nouă școlilor, conducerii școlilor, inspectoratelor? Profesorilor pentru... acestora care spun, știți, undeva între 1990 și 2000 și 1995, ca un exemplu general, am hotărât că rolul social nu mai face parte din pleiada de roluri pe care trebuie să le aibă un cadru didactic. Noi nu mai vrem să fim nici în zona aceasta de social, noi nu mai vrem să interacționăm cu copiii în pauze, deci am scos serviciu pe școală, ați văzut cu părinții aceia care sunt voluntari ca să facă serviciu pe școală, deși tipul de interacțiune pe care un profesor poate să-l aibă în școală și ochiul pe care îl are, prezent fiind în dinamica respectivă, este... probabil că evită cazurile de hărțuire și de bullying. Tocmai în pauze. Noi nu mai suntem, nu mai avem dimensiunea de cercetător, da? Noi nu mai construim itemi de testare, îi luăm de-a gata de pe site-uri. Nu mai testăm item cu copiii să vadă dacă, să vedem dacă ei înțeleg o cerință pe care noi o formulăm ca și creatori de probleme, de exerciții la matematică sau de enunțuri la limba română. Nu mai investigăm noi, nu mai cercetăm noi cum am putea să transferăm acest comportament elevilor noștri. Pentru mine este un mare mister. Păi, nu credeți în cazul acesta că s-ar putea să fie niște probleme serioase și în zona de formare inițială a cele cadrelor didactice? Pentru că, iertați-mă două secunde, simt nevoia să vă provoc la o discuție și legată de liceele pedagogice, pentru că, iată, a inflamat cumva spiritele subiectul ăsta, și mai mult decât atât, să ne uităm un pic și în universități. Mie mi se pare foarte suspect că în ultimii ani, indiferent de temele care au fost abordate în legătură cu formarea cadrelor didactice, nu amintește nimeni despre ce se întâmplă în universități, pentru că acești profesori de care aminteați dumneavoastră, cu mine în frunte, că și la rândul meu fac fix același lucru, suntem rezultatul unor formări pe băncile facultății. Nu? Ceva, ce n-a funcționat, ce nu funcționează acolo? Și vă propun să începem cu liceile pedagogice. Mă întorc la chestiunea pe care am spus-o și mai devreme. Construim procese în favoarea furnizorilor de educație, nu a beneficiarilor ei. Deci în universități, pe ruta de formare inițială a cadrelor didactice, ne uităm la furnizorii de educație care vor să aibă mulți studenți la chimie. Dau un exemplu general. Dar nu e despre a forma profesori de chimie, pentru că una e să fii chimist și alta este să fii profesor de chimie. Foarte bine. Moldova reușește, printre altele, că o să tot dau exemplu acesta, ca să nu spună lumea că ne ducem în state din astea super dezvoltate, care au avut acces la resurse, are universitate pedagogică, cu 5 facultăți, are Facultatea de Științele Educației și Informatică. Are doctorat în zona aceasta de educație. Ori, dacă noi, de exemplu, am avea o rută completă de formare inițială, cu nivelul de calificare 3, 4, 5, 6, 7, 8, și am avea doctoranzi în didactici, probabil că din fiecare promoție și în fiecare an, dacă ar fi 10 lucrări de doctorat excepționale în didactică, am avea și noi o literatură de specialitate cu cercetări făcute în România, în școlile din România, cu profilul școlilor din România, cu istoricul, cu modul în care sunt formați învățători, am putea să descoperim unde se fracturează gândirea logică la copii. De ce la clasa a treia nu se mai întâmplă niște procese bine la matematică și copiii nu mai trec prin raționamentul acela, știți? Poate ascultătorii îl prind când formulam întrebarea, după care făceam socoteala, formulam întrebarea, după care făceam socoteala și trebuia să trecem printr-o succesiune de întrebări succesive. Ori, acum avem fișe. Primim fișa, o scoatem de pe net, o printăm, mergem în fața copilului, explicăm sau noi explicăm. Da, puțin și încă în sistemul, în învățământul primar, există o formă de satisfacție și de întâlnire a învățătorilor cu elevii, pentru că învățătorul vede copilul rotund și poate să-l aprecieze pentru lucrurile pe care le face bine. Fractura semnificativă este la trecerea din clasa 4-a și a 5-a. Și mă întorc la liceele pedagogice, ca să nu ratez subiect. Am primit și eu multe telefoane să-mi se explice că nu este bună desființarea liceelor pedagogice. Și eu sunt absolut șocat de faptul că toată lumea de undeva a preluat pentru narativul acesta de război, că noi de fapt suntem pe modul de război, de fight, e cineva care sigur trebuie să ne facă ceva rău în perioada aceasta, deci să ne ia ceva. N-a fost niciun moment vorba despre desființarea liceelor pedagogice. La liceele pedagogice avem următoarele provocări. Cred că pe vremea lui Cuza, pe care l-ați amintit mai devreme, te puteai face învățător cu cât? Cu 5 clase sau absolut. Cu 7 clase? Trebuia să știi măcar cât știe elevul ăla în clasa 4-a.
Ok, deci, de la 5 clase, 7 clase de pe vremea lui Cuza, acum s-a pus problema ca să nu mai intri la catedră decât după ce ești licențiat. Adică ai o formă de studii universitar. Măcar pentru învățători, li s-a spus. Bun. Acum, pe bună dreptate, cum ai spus și tu mai devreme, ei au făcut o comparație care e în favoarea lor între tipul de practică care se face în liceu pedagogic și tipul de practică care se face în programul pentru învățământul primar și preșcolar de la licență. Între 4 ani de învățare și între 3 ani de învățare. Între o formă de flexibilitate și mobilitate a minții de la 15 ani și ulterior. Da? Sunt avantaje și dezavantaje de partea cealaltă. Ce se pune în discuție este dreptul de practică. Dar liceele pedagogice, în comunicatul pe care l-au dat după întâlnirea de la Timișoara de săptămâna trecută, au zis, vrem să păstrăm specializarea de învățător, chiar dacă nu primesc drept de practică, decât după ce fac licență. Iar universitățile au venit și au spus, ne convine foarte mult să fie menținută specializarea de învățător. De ce? Pentru că absolvenții de liceu pedagogic au structurile mentale pregătite pentru a deveni profesor și deci noi vom munci mai puțin la universitate pentru că ei deja au învățat niște lucruri și o să fie studenții ideali cu care noi trebuie să muncim foarte mult, doar ne luăm finanțarea pentru studenți și nu avem nicio provocare în organizarea practică. Și le vor livra o diplomă la finalul celor 3 ani. Sigur că le vor livra o diplomă, dar vom avea, chiar cu acest aranjament făcut între licee și universități, 7 ani de formare inițială pentru învățători și educatori, ceea ce este remarcabil. Dacă luăm acest exemplu și l-am transferat în zona profesorului de matematică și am spune, pentru un profesor de matematică am vrea așa, 3 ani de licență de matematică, 2 ani de master de specialitate și 2 ani de master didactic egal 7 ani, o pregătire impecabilă pentru un viitor profesor de matematică care nu este matematician, da? Alege la un moment dat, atunci când se înscrie la masteratul didactic, această rută, să fie profesor de matematică și nu mai face matematici exclusiv superioare, da? Face didactică, face metodică, face alte tipuri specializate, pe geometrie, pe algebră, pe ce-o fie acolo, de, inclusiv și un pic de aritmetică, că e foarte greu de găsit un specialist în zona aceasta. Deci, să închid cu liceele pedagogice. Liceele pedagogice, pe de o parte, se cheamă colegii pedagogice, licee pedagogice, dar ele au în oferta educațională și alte tipuri de profiluri și alte tipuri de specializări. Regula fusese acum ceva ani că dacă nu ai 50% din numărul de elevi, numărul de clase pe acest profil, nici n-ai voie să te chemi pedagogic, dar ei au lucrul acesta în denumire, dar nu fac doar liceu, fac și gimnaziu, fac și clasă primară, au și integrate toate tipurile de procese, deci e o bucățică din activitatea lor, la care țin pentru că toți știm cum funcționează atașamentul emoțional. Li s-a cerut din 2015-2016, pregătindu-ne noi pentru dinamica nouă a pieței forței de muncă și pentru finanțări și pentru construcțiile de creșe și grădinițe și înțelegând și România în sfârșit de ce e importantă educația timpurie, li s-a cerut să aibă un comportament mai activ în zona deschiderii specializărilor de educatori pericultori. De fiecare dată au trebuit să fie trași de mânecă ca să înființeze clase de educatori pericultori, pentru că este mai comod să mențin o specializare pe care o fac de 20-30 de ani decât să-mi pregătesc profesorii pentru o specializare nouă. Da. Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Iată că partea asta de formare inițială a cadrelor didactice este chiar mai complicată decât... Da, eu aș vrea să o închid, să spun ceea ce este important. În mintea mea, și eu am pledat pentru asta și cu cei care sunt în zona de politici publice, ruta de liceu pedagogic trebuie tratată similar cu ruta de liceu militar, un continuum, care începe cu 3 ani de specializare, da, cu 3 ani de liceu pedagogic, poți să ieși după 3 ani, similar cu liceul tehnologic sau liceul profesional, pentru că avem nevoie, îngrijitoarele de la creșă și de la grădiniță, de exemplu, de ce nu sunt formate pe ruta de formare a cadrelor didactice, că sunt persoane cheie la cum e copilul ăla mic și are nevoie de ajutor. Le-am putea schimba numele funcției, le-am putea schimba statutul și am putea să avem un alt tip de educație. Deci avem nevoie de calificări de nivel 3, 4, 5...
da, pedagog de recuperare, alte persoane care să sprijine profesorul la clasă. Ne ducem cu 6, 7 și 8 în universități, construite pe sistem dual, în sensul în care 50% teorie, 50% practică. Și aș închide subiectul acesta cu universitățile care nu fac suficientă practică, pentru că dacă ar fi o rută completă, cu un consorțiu de dual, nu doar pentru meserii tehnice, ci un consorțiu de dual pedagogic, am putea să avem în sfârșit colaborarea pe care o cerem de mulți ani și de care avem nevoie între preuniversitar și universitar în zona formării inițiale a cadrelor didactice. Și un tip de energie și de colaborare ca să generați. Deocamdată taberele sunt pe picior de non-combat, în sensul în care și unele și altele sunt mulțumite de faptul că pot să numere copii care le țin locurile de muncă și fără să își schimbe modul de a face lucruri. Și cu aceeași rețetă pe care o făceau și acum 20 de ani. Și cu atât mai greu în universitar, unde există și o autonomie mult mai mare față de preuniversitar. Aș vrea să închid subiectul, să deschid și să închid subiectul cu autonomia. Ministerul Educației e într-un conflict de interese cu el însuși. El este angajator. El poate defini ce se întâmplă cu formarea inițială a cadrelor didactice prin contractul pe care îl face cu furnizorii de formare. Ministerul Apărării Naționale, care susține învățământul militar, nu finanțează locuri fără număr, stabilește ce tipuri de arme îi sunt necesare, da? S-a deschis admiterea la liceele militare, sunt 800 de locuri. Da, există o condiționare pentru numărul de locuri, un traseu bine stabilit și niște condiționări financiare pentru acești elevi care se duc pe acest traseu, și o finanțare satisfăcătoare. Și eu cred că un tânăr care alege ruta pedagogică, ținând cont cât de greu o să-i fie ulterior în carieră, merită cămin, cantină, transport, sprijin în dezvoltarea personală, burse speciale pentru copiii din mediile vulnerabile, pentru că dacă un copil vine foarte jos social și alege această rută de pedagogic, eu pot să construiesc pe datele lui naturale. Puțin copii ar înțelege la fel de bine dinamica unui mediu expus la violență, la sărăcie, ar înțelege mai bine decât acest copil. Și atunci ar trebui să am pe această filieră un sistem de burse și de sprijin financiar excepțional. Da, mai avem câteva minute la dispoziție și n-aș vrea să ratez oportunitatea de a discuta cu dumneavoastră și câteva lucruri despre admiterea la liceu. Sunt convins că sunt mulți părinți care ne ascultă în momentul de față și știți că în ultimele zile cumva au fost așa niște discuții foarte aprinse pe zona asta. Copiii, cel puțin din informațiile pe care le avem noi legate de proiectele astea de lege, copiii ar trebui să susțină un examen de evaluare națională urmat într-un fel sau altul de o admitere organizată de fiecare unitate de învățământ liceal. Cum vedeți lucrurile astea și cum credeți că ar potența, nu știu, șansele copiilor de a accede într-o școală în care actul educațional să fie unul de calitate? Să încerc să vorbesc 3 minute despre admitere și 3 minute despre bani. Vă rog să ne atrageți atenție cu admiterea. Toți știm că este o criză modul în care copiii ajung la liceu, că sunt nefericiți, nu ajung pe ruta pe care își doresc, nu există consiliere și orientare școlară. Bun. Copiii care ajung la tehnologic spun, poate că aș fi ales ceva pe tehnic, pe tehnologic, pe profesional, dar nu acest profil unde am nimerit că așa a fost loteria de la medii sau celelalte. Avem presiunea aceasta a statusului. Sunt copii buni care simt la clasa 8-a o presiune să fie într-un liceu de renume, pentru că așa e presiunea în generația lor, chiar dacă părinții sunt mai relaxați și înțeleg că nu e nicio miză în economia generală a vieții să fii la primele 4 colegii centenare din București și că dimpotrivă asta poate să-ți complice foarte mult viața la o vârstă care este critică pentru sănătatea ta emoțională. Nu știu cum se va finaliza chestiunea cu admiterea, dar ce știu este că relația dintre evaluarea de final de clasa 8-a și calitatea învățării din gimnaziu este fundamentală. Dacă vom continua să evaluăm la finalul clasei 8-a doar română și matematică pentru test, vom învăța 4 ani de gimnaziu pentru test, da, adică alte tipuri, și profesorii sunt foarte relaxați, ne întoarcem la interesul lor să nu facă fizică, chimie și biologie. Eu iertați-mă, să știți că aș fi o excepție. Astăzi am avut o consultație cu unul dintre părinții la clasa la care sunt diriginte și eram frustrat că de ce a trebuit să pună ora de istoria românilor în clasa 8-a, unde mintea copiilor este numai la română și la matematică. Da, au un tip de focus absolut special, este remarcabil, deci dezvoltă deja o capacitate de concentrare foarte bună, se aliniază către acest
obiectiv, dar mie presiunea în continuare mi se pare mare. Bun, și acum, ce e cu liceele și cu autonomiile de licee? Și acum aș putea să scap puțin de discuția aceea că un copil care e bun la uman aș gela real sau invers, dacă aș pondera mediile, adică dacă mă duc la real mi se ia 60% din media de admitere nota de la matematică și 40% de admitere nota la română. Adică aș putea să construiesc pe notele de la evaluarea națională chestiunea cu admiterea. Da, scenariul acela cu admiterea în care fac subiectele liceele, un film cu meditațiile... Întrebarea nu este dacă va exista admitere sau evaluare suplimentară și vor fi exista mai multe meditații, ci întrebarea este cum construiești o trecere care să fie informată pentru elevi, să ai consiliere școlară și profesională, să ai învățare de calitate în gimnaziu, la toate disciplinele, că acum construiești o personalitate largă. Copilul trebuie să fie expus, că încă nu știe ce-i place. Și trebuie expus la profesori care își fac cu pasiune meseria. Deci undeva pasiunea profesorilor trebuie susținută și poate controlată, direcționată, prin modul în care apar evaluările elevilor, nu cu învățare pentru test. Că e standardizată, că nu e standardizată, că intră a 6-a, 7-a și a 8-a, că e la toate disciplinele, că e la doar la niște discipline. Și dacă aș avea multe evaluări care sunt standardizate, de exemplu, sau naționale, pentru care nu s-a învățat pentru test, că ele apar într-o dinamică în care părinții nu susțin cu meditații, atunci poți să dai autonomie liceului și să spună, pentru mine la admitere se construiește o medie care înseamnă nota de la fizică pe 3 ani, media de la fizică pe 3 ani de școală, cu nota de la matematică în proporția respectivă, cu nu știu ce alt rezultat, pentru că și liceele și-ar putea profila oferta educațională mai aproape ca să li se potrivească mai bine și copiilor. Avem acum un subiect pe inadecvare. Copiii ajung într-un liceu care nu li se potrivește, mulți dintre ei. Da, legat de povestea asta, să știți că era o discuție și de inegalitățile de șanse, pentru că stăteam și mă gândeam acum... Da, noi ne referim acum la situația în care să zicem că părinții ar putea să suplinească dezastrul din sistem. Când părinții nu poate să suplinească dezastrul din sistem, trebuie să ai o ofertă educațională de calitate pentru toți copiii, că suntem în interiorul învățământului de educație. Ce are prost evaluarea cum e acum și admiterea este că trăim într-o minciună generală, învățându-se pentru test, copiii intră cu 9-50-10 la liceu, părinții au senzația că copiii lor sunt de 9-50-10 și nu sunt de 9-50-10, ei nu pot să ducă procese din acestea cognitive intense ca tipul de efort pe care îl fac acum în clasa a 8-a, 4 ani de zile la toate disciplinele, așa cum se așteaptă profesorii din acele tipuri de licee. Și din această mințire a tuturor, sunt foarte multe drame și copiii care pot să facă performanță nu sunt atât de mulți cât să umple toate liceele centenare în actuala dinamică demografică. Da. Acum, apropo de performanță, mă gândeam la un moment dat că poate ar fi un moment oportun să redefinim cumva conceptul ăsta, pentru că toată lumea când spune performanță se gândește la olimpici, la rezultate, nu știu. Redefinim dacă am avea standarde de evaluare, le-am avut și în legea 1, n-am avut niciodată standarde de evaluare. Ar fi foarte bune să știm și noi ce înseamnă și închid subiectul cu banii. Degeaba, adică avem două probleme în sistem, oamenii și banii. Dacă clasa politică nu dă bani, nu o să avem educație. Deci facem cum facem, ajungem iar la bani. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați fost alături și în seara asta. Continuăm conversația și săptămâna viitoare. Poate apar niște bani între timp și pentru educație. Vă mulțumesc, o seară de milioane! Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.